Unii au glume proaste, alții mai deștepte. Ei însă le au pe ale lor. În aplauzele dumneavoastră, Cozo! Cozo bom, Cozo bom! Cozo ce este? Diminutiv sau abreviere? Cozo! Asta nu-i român. Presim ceva frumos. Aoleu, nu e bine. No. Mie-mi place deja. E, are complou de somn, mă. Cred că e astronaut. Somn sau de scrimă. De balerin. Hospital. Da? E super erou ceva. H. Heliport. Spital. Super erou, super erou heliport. Ce crezi că e? Templier. Vine elicopterul. Ce ți-am zis, mă? Băi... Vine elicopterul. Pe asta am zis. Hospital, vine elicopterul, să aterizezi. Atanticu, hospital. Hospital. Helicopter. Ia, un elicopter. Ce ai zis că e heliport? Grozitor. Și zici că e un spermatozoid, gen. Doar că nu înțeleg H-ul ăla. Cred. Vezi, dacă ești singur, Cătălin... N-ai făcut niciodată asta acasă? Da, am elicopter. Da, așa am stat. Să o primim cu aplauze pe Ioana Stroie! Wow, o știi? O știu! Ia, looking for us! Păi, de cine a venit? Looking for a husband! Bine! Pe Ioana o știe toată lumea pentru că e un om care a activat foarte mult în industrie. Niciodată în fața camerei, tot timpul a fost un om de marketing care a reprezentat câteva agenții cu care o parte dintre noi am și lucrat, agenții, cluburi și tot așa. Am și văzut-o pe TikTok, extrem de viral video cu Looking for a Husband, care a depășit 1 milion, 2 milioane de vizualizări, ceva de genul. Am venit să... râdem împreună de situația în care ne aflăm noi fetele, femeile în ziua de azi. Cel puțin pentru București suntem undeva la 6-7 femei pe cap de bărbat. Și atunci e ca în junglă, ce să zic. Bună seara! Bună seara! Numele meu este Ioana și sunt prima persoană din România care plimbă cartoane pe străzi. Mă rog. Înaintea mea au fost toți boschetarii de la Gara de Nord, dar mie îmi place pe centru. Voi explic imediat mai multe. Ca orice persoană care are acces la internet, am văzut și eu pe tipa din America ce își caută soți pe străzi. Și am zis, da ce, n-avem și noi alei, bulevarde, străzi. Și mi-am făcut și eu pancarda. Looking for a husband. Noi, fetele, de când eram mici, am fost învățate să... visăm la măritiși și la povești cu prinți care să ne scape de belele și mai ales de sărăcie. Așa că încep căutările. Îți faci toate scenariile posibile și imposibile. Încep și încerci să ai relații cu diverse categorii cu scopul precis de a-ți găsi un soț. Ai o țintă. Prima dată cauți prințul. În mai toate poveștile,
Prinții sunt așa, perfecțiune întruchipată, blonzi cu ochii albaștri. Doar că la noi în țară, în felul ăsta ajunge de-ai de toți moldovenii. Tu nu că ești chel. Doamnelor și domnilor, un rând furtunos de aplauze pentru Antonio Angel. Ia tatăl. Ia tatăl. Bună seara. Bună seara. Salutare, salutare. Pentru cei care nu mă știu, numele meu este Antonio și am zis pentru cei care nu mă știu, deoarece am apărut cam 4 luni zi de zi la televizor, chiar la Antena. Bine, a apărut e mult spus, mai bine zis m-am făcut de 4 luni la televizor. Da, am participat la o emisiune de dating. Mireasa. Pe care am și câștigat-o, nu știu cum, dar am reușit. Sincer, cel mai mare adversar al meu era un băiat din Irak, care mi-este și prieten, care vorbea perfect română. Ca să-l citez, ce gigoase sunt ciupercul ăsta. Asta însemna ce murdare sunt ciupercile astea. Sau sinatorii mei nu mai trimis sexy soare. Asta însemna susținătorii mei nu mai îmi trimit scrisori. Zin Camil! Aia e de prima? E prima așa? Nu, Antena 1 nu e prima. Ok. Să începem. Eu sunt Zain Camil. Cine? Sunt Zain Camil, numele meu. Zain Camil. Sunt irachian. Okay. Am 3 ani aici în România. Am lucrat prea mult când am venit la România. Sincer, am început de la zero, crede-mă. Am început de la zero și mulțumesc de Dumnezeu. Acum am datorie 90.000 de euro și vreau să întorc la zero și nu știu cum. Asta e... nu merge pentru mine. Când am venit direct la România, n-am avut timp să fac curs de limba română în București, pentru tot închis. Și am gândit să mă duc la care oraș are facultate de... merge? Craiova. Oricum, eu sunt arab. Sigur sunt arab, dar fața mea arată de Craiova, eu știu asta. Nu, asta din inimă sau... Da, nu e ironie, stai calm. Am fost la Craiova, am lucrat. Sunt stilist, faci părul. Acolo e client la Craiova, e diferit rău de tot. Să vin la tine, ce faci post? Eu am o nuntă și vreau să fie cel mai frumos. Bine, spune, te rog, ce vrei? Faci ce vrei tu. Arată talentul tău mâncată și p***a, se vede, ești tare. Omenie. Asta e, da. Omenie, dă. Am început. Ce vrei? Dungă în sprâncenele. Asta, început. O dungă. Două dungă în barbă și două în ceafă. Tu îmi sper duce. Să-ți fie de bine. Ce? Să-ți fie de bine. Ce ai făcut? Ai terminat? Să trăiesc, că familia ta, ce ai făcut, mă, frate? Ce faci? N-ai făcut frumos. Dar, sincer, dacă e Dumnezeu n-a făcut frumos, eu să faci frumos? Aia e, nu merge, trebuie așa. Când viața își pierde sensul, iar lucrurile o razna, el va fi întotdeauna disponibil, gata să se rate calea. Să-l primim cu aplauze pe Funny Mami! Cine? Funny Mami! Funny Mami! Îmi place Funny Mami! Bună seara! Bună seara! Acum vede, frate! Din câte v-ați dat seama, eu sunt o mumie. Nu. No. Adică un om care a murit acum 2000 de ani. Nu știu de ce a sărit toți cu gândul la Vica Blochina. Ha? Așa eram noi îngropați ca să se păstreze corpul intact. Voi am văzut că vă îmbrăcați morții în costum. Bănuiesc că îi trimiteți la muncă, altfel nu înțeleg tradiția. Ține microfonul mai aproape de gură, vorbește mai lent. Iar pe vremea mea, mumiile erau ținute în piramide uriașe. La voi văd că vă țineți mumiile în Palatul Parlamentului. Bun. Da, la voi, adică la noi, adică nu sunteți român, nu? Nu. De egiptean. Unde ați murit? Într-o fată. Ați murit într-o fată? Da, cred. Și cum am trezit eu acum în timpurile moderne, mi-am dat seama, mă, că e mult mai greu, mă, pe vremea voastră. Păi noi trăiam pur și simplu. Voi nu puteți azi să vă dezvoltați fără cărți. Cum, mă? Și m-am uitat puțin prin cărțile astea ale voastre moderne. Cum să dormi? Cum, mă, să te învețe o carte cum să dormi? Adică eu 2000 de ani am dormit greșit?
te învață. Cred că v-ați trezit la timp, domnul meu. Da, exact. Aveam nevoie de ajutorul dumneavoastră. Îți spune să dormi 8 ore, de preferabil, de la 22 până la 6 dimineața. Eu cred că cartea asta a fost scrisă de o mamă pentru copilul său, care se juca Counter-Strike. Dar de unde știți asta? Ei, na, lasă, nu mă întreba. Nu mai e încă una. Nu, tu spui mie când să mă culc și eu nu mă culc când îmi spun eu că mă culc. Ui, eu vreau să dorm, dar nu pot. Dacă m-a ajutat cartea asta, o dă de rețeta la farmacie. Pentru insomnii, citește 10 pagini în cum să dormi. Da, și ca să mă trezesc, ce citesc? Alarma trezește putoarea din tine? Oare și domnul știe că există pastile cu extract de mumie la farmacie? Nu știu. Așa-s vremurile în care trăiți voi. Și am mai citit și cartea Gândește ca un călugăr ca să devin înțelept. Mă, eu aș prefera cartea Gândește ca un preot, pentru că aș vrea să devin înțelept într-un Mercedes. Wow! Chiar două! Iar în cartea asta, Gândește ca un călugăr, te învață să, că trebuie să alchimizezi mâncarea, să o scapi de toate energiile negative. Ce că astfel are un gust mai bun. Efectiv, reclamă la bacterii. Păi și ce faci? O mesteci pentru colegul? Nu, dai o soluție mai bună. Spală, dracu, mâncarea aia! Bravo! Cât de leneș să fii să te rogi ca mâncarea să aibă un gust mai bun, mă! Corect, mă! Să-l primim cu aplauze puternice pe Dan Poldizar! Gândește-te la mine dacă stai în chirie. Gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie. Gândește-te la mine dacă ești atât la greu pentru că la fel ca tine sunt și eu. Salutare, frații mei! Salutare! Eu am un canal de YouTube, pe YouTube, unde învăț tinerii să rămână liberi, să-și respecte familia și să nu ajungă în spatele gratilor. Spun asta pentru că în trecut am fost îndeajuns de idiot încât să cred că pot face 1 milion de euro ilegal și uite așa am ajuns într-o dubă care mergea legal spre Cucubau. Foarte bună intenția. Să știi că acum 12 ani am fost întrebat pentru câți bani ai faci ce pușcărie un an. Cât? Tot așa am spus. 1 milion, nu? 1 milion. Și eu la fel. E simplu, nu câștig 1 milion într-un an de viață. Continuați. De ce nu? Continuați, scuze. Că sunt curioasă. Am să-ți răspund după ce termin la treaba cu 1 milion. Așa. Și uite așa, idiot fiind, m-am trezit într-o dubă. Nu eram singur. Mai eram cu 10 inși, toți speriați, toți panicați, ne uitam unul la altul. Zice că ne ducă ea să ne vândă organele. Nu că ar fi fost ceva rău, adică preferam să-mi dau un rinichi și să-mi pierd rinichiul decât să-mi pierd libertatea. Și toți eram speriați, ne uitam unii la alții, unul în colț. Să moară vanilia mea dacă eu sunt vinovat. Nu se poate, domnule judecător, e incorrect. Altul lângă el, așa e, domnule, că și eu sunt nevinovat, că scriu la CEDO. În secunda a doi, fiecare în dubă, domnule, și eu sunt nevinovat. Și eu sunt nevinovat. Și eu sunt nevinovat. Bă, lasă-o, dracu. Voi vă dați seama că eu eram singurul vinovat în dubă aia? Deja aveam complexe de inferioritate, jur. Deci mă simțeam vinovat că sunt vinovat. Și văd așa penitenciar. Toate animalele în grăti. Oh, eu vreau pe blondă aia. Păi, bată-te, poliția, lasă-mă. M-am panicat. Ce crezi? Și cardianul mergea cărcănat, băi. Ai zis, gata, băi. Game over. N-avem nicio șansă. Doamnelor și domnilor, aplauzele dumneavoastră. Nimelo! Ce de? Nimelo. 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 Man. Wow. E din filmele cu Matrix. Bă, tu
vezidu foarte bun. A venit Mimelu. A venit îmbrăcat într-un costum de cioburi roșii, sau, mă rog, lumina a fost roșie și cioburile erau albe, habar n-am, nu mă interesează. Ce este relevant este că, optic vorbind, momentul a fost superb. Divertisment de bună calitate. Bravo, Nathan Ticu! Bordea, place de tine mult. Acum, tu trebuie să-mi dai mie cercul de una. Știi că la fete? Da, așa, da, 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 pam, da, pam. Da. Dar nu prea repede, ușurel. Nu prea repede, că am mai dat un cerc, dar mai mic și n-a fost bine. Bun, hai să vedem câte cercuri reușesc să arunci spre mine și, și eu să reușesc să-l da, țin da, 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 cât da, mai da, mult. Dai că te-ai nu te lăsa. Cineva să-l oprească pe Bordea. Acum, acum, Cătălin, acum, acum, acum ai un lucru. Supărat le-a aruncat. Uite, bă, de aici, că nu știi să arunci cu circ. S-a dat un nebin, măi. Scuze, scuze, scuze. Mai dau? Mai dau? Eu cred că s-a iartă-mă, te rog. Aplauze pentru iartă-mă. Cea mai, cel mai minunat asistent. Bravo. M-a rucat cu circurile anumite, i-am dat în cap două. Da, recunosc în fața țării. Recunosc în fața țării. Puteam să dau mai bine, dar i-am dat cu circurile alea unde am văzut cu ochii. Băi, vin eu. Bordea, da, descalificat. Nathan Ticu salvează situația. Domnișoară, haideți să... Nu, nu, greșit. Vă rog, Bordea, dacă este... Nu. Te bagi la el? Greșit. Hai, dai drumul de aici, că nu te pice. Hai, Cătălin. Vreți să-ți dai o ție? Hai, muzica! Ia, uitați-vă, bă, băi, iată-le, fii atent. Bă, când o dai la o parte, mă aștept că... Tu ridici standardele, adică e clar că urmează ceva spectaculos. Stai așa, că ne arată Nathan Ticu un talent de-a lui neștiut și nevăzut. Ușor, ușor, că sunt ale mele, încă, da? Hula, hula, hup! Asta e, mă, bravo, mă, Nathan Ticu. Nu mai, băi! Bă, dar cum încerc în ea? Mamă, zic ca o focă de-aia! Eu am încercat! Cu mine... Poate mai bine! Aplauze pentru... Hai, Bordea! Ce-i mai tare? Dă-mi asta înapoi, dă-mi asta înapoi! Alo! Da. Ce frumos ești tu, drăguțul meu. Ce? Sale mele, rămân la mine. Bravo, super-ți plac. Nu vă faceți probleme pentru că viața e scurtă. Haideți să ne bucurăm și să o primim cu aplauze pe hai. Cristina Baloi.
întâmplă ceva, vine ca și că s-o ia de păr. Eu cred că asta e tot. Oh. Ce să faci asta? Cum să faci pula vop? Cred că e pentru nevăzători. E nu e momentul ăla. Asta a fost tot? Nu, nu cred că a fost doar introducerea. Da? Da, dar unde a fost gluma? Eu am crezut că o să ne cântați. Bună seara. Bună seara. S-a terminat numărul? E, nu, 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 nu. Am nevoie de un asistent. Mă bag. Cu forță. A, nu, atunci nu mă bag. Cu direcție. Du-te, mă, că tu ești. Alege între mine și Natanticu. Nu te făstăci. Uite-te la fi. Cum vă cheamă? Nu știu cum vă cheamă, mă interesează, veniți care vreți voi. Știi, mă, femeia alege. Mă aleg eu, mă, alegeți-vă voi între voi. Totul așa foarte, foarte violent, așa, știi? Tu ești numărul 1, tu ești numărul 2, Delia, o știu. Haide, vină înapoi. Cântă, cântă, cântă spontan, cântă spontan. Dar melodii de la, de la Paraziții, nu știi? Tu te, mă, du-te și vezi ce vrea. Du-te, mă, tu! Hai, 1, mini, mini, mai nimă. Așa, păi fă așa, uite, da, poți să faci așa. Zic cu păr sau fără? Zic, mă, cu păr sau fără, clar. Tu de ce, n-are păr? Nu. N-are păr. N-ai păr, ești chelin. S-a insistat mult pentru că ăștia se lasă greu. Adevărul e că la ai mori bine să stai dracului potorit în scaunul tău, că nu știi ce se poate întâmpla pe scenă și înțeleg. Ce trebuie să facă domnii? Bun, deci am nevoie de un asistent să mă ajute și pe mine cu cercurile mele. Da. Atât? Mâncați. Hai, Cătălin, du-te, Cătălin. Hai, du-te, Cătălin. El, da? El. Toată sarea a fost plin de energie, așa. Ia, Doriciu, Cătăline, du-te. Bravo, Cătălin. Tu, ăla, hai. Hai, chelule, hai. Hai. Cuți. M-am dus, băie, treabă, treabă. A zis că are nevoie de un bărbat puternic, că cercurile alea aveau 200 de kg. Hai să văd. Bună, eu sunt Natanticu. Cristina, pare. Vino-ncoace, unde mergi? A, se crede divă, deja. Vezi? Genul de femeie care rămâne singură. Vă rog frumos aplauze că a avut curaj să vină pe scenă. Bravo, Natanticu! Doamnelor și domnilor, să o primim cu aplauze pe Olga Camacho! La sora mea, bine ai venit! Hai da, hai da! Hello! Hello! Hey! Hi! How are you? Good? Yeah. Hello. Well, let me introduce myself. My name is Olga. Welcome. Hello. Welcome, Olga. Hi. Hello, Olga. Hello, Olga. Olga, hello. I normally like to introduce myself by reassuring everybody in the room that I'm not Russian. Olga. This used to be very funny. Not here. It's not as funny anymore. Yeah, I'm happy you're still here, guys. I really enjoy this. I do have a Russian name. I think my parents chose an ugly name so I could develop a personality. Okay. And now I tell jokes to strangers in exchange of validation. Nice. Yeah. From Russia with love. I live in Barcelona. Wow. Yeah, I never take taxis there. I move around the city on a bike, nice. But it's a public bike. It's one of those you can take with an app. But I think like just riding those bikes, it reminds me a little bit of dating. Because from afar, all the bikes look fine. But then every single one of them is a little bit faulty. Like one of them, the brakes don't work. Yeah. The other one, like the battery doesn't work. The other one doesn't believe that women should vote. Like you never know what's gonna happen. Nice. I am a feminist. My journey with feminism started very, very early because I grew up with an older brother and growing up, I used to inherit his clothes. So I was already dressing like a feminist way before I was one. And I'm not saying that feminists dress like men. I'm just saying that I was raised with the firm belief that women deserve pockets. Right? It's Delia, so bad. Delia, do you have any pockets today?
No. I'm not sure. I have some shorts under. I have to check. I know. Because, yeah, I have. The girls that were here, they taught me how to just like wear shorts underneath, and you can just, like store the money. Yeah. It's great. E convins că are tot ce îi trebuie ca să ridice sala în picioare. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Yusuf. 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 Scary movie. Ceva inedit. Un fel de Carlos Dreams în stand-up. Bună ziua. Bună ziua. Numele meu de scenă este Asan. Este luptător. E o premisă bună. Dacă știi să te folosești de asta. Că sunt unii stand-upuri pe afară care... E unul care vine tot timpul în bustul gol, care e gras, așa vine el. E unul care vine îmbrăcat în rochie. Așa vine, dar nu vorbește despre asta. Dacă mă întreba ce e cu masca asta pe fața mea, o port tot de bodyguardul de la intrare, care m-a oprit și mi-a zis așa: domnul, chirurgia plastică și estetică se află la clădirea de alături. În momentul am stat eu capul jos și am plecat. Ia uite, bă, ce-mi face ăsta. Mergând eu pe jos, am găsit masca asta, mi-am pus-o pe față și m-am întors să văd ce se întâmplă. Ciudat a fost că am intrat înăuntru, cum vedeți, am ajuns până în fața noastră. Bodyguardul nu s-a mai părut ciudat că umblu cu o mască de criminal în serie veche. Ce? Asta ar fi prima variantă. Mamă, ce expresie și-a luat Bordea, te termină, e așa? Varianta a doua, ar fi așa. Când să intru, domnul... am un laps acum, treceți, mergeți înainte. Și el părăsește sediu, ai umor. Când a văzut pistol. A explicat gluma. El a văzut așa și a pus mâna pe cap când a văzut. Treceți, mergeți. Nu explicat glumele. Nu e prima oară când zice cineva că am probleme cu fața. Acum câteva luni mi-a apărut niște pete pe spate. M-am luat doamna doctor de familie să-mi dea și mie o trimite la dermatologie. S-a uitat la pete, când să plece, scos și eu un 100 lei să fie bine pentru doamna doctor. Reacția doamna doctor, știți care a fost? Stați liniștit, nu este nevoie, stați liniștit. Asta ar fi varianta 1. Dacă tu observi expresia juraților, nu prea înțeleg ce vorbesc. Am impresia că nici el nu înțelege despre ce vorbește. Varianta 2 ar fi așa. Vede doamna doctor că bă, mâna în buzunar? Mamă, ăsta scoate să-mi dea ceva, dar în realitate eu scoteam să ăsta. Când se vede să mă ajut, nu stai liniștită, nu iese nevoie. Doamne ferește, cât de rău ce e. Ce se întâmplă? Ce era acolo? Erau mai multe sute de euro? Doamne, 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 doamne. A făcut de trei ori așa și nu mai putea să respire și gâfâia în lavaliera aia, nu înțelegeai nimic. Auzi un seau de masă. Cred că la un moment dat nu i s-a părut nici lui amuzant și a început să respire greu. Știi, când ai emoții și te sufoși, că ai bufeuri, așa.